A fost al doilea an în care românii au sărbătorit Crăciunul și Revelionul în pandemie, însă anul acesta nu au fost foarte multe restricții care trebuiau respectate în perioada sărbătorilor de iarnă. Spre deosebire de anul trecut, nu au mai existat restricții de circulație pe timp de noapte, iar oamenii au putut să petreacă până dimineața în restaurante, însă cu toate aceste relaxări, mulți dintre ei au preferat să stea acasă, unii din teamă, alții din lipsa posibilităților financiare. Potrivit măsurilor de relaxare propuse în contextul sărbătorilor de iarnă și adoptate de guvern, în noaptea de Revelion, ca și de Crăciun, restaurantele au fost deschise toată noaptea. Spre deosebire de anul trecut, în România au fost permise petreceri stradale în noaptea de Revelion, fără să existe un număr maxim de persoane. Trebuia respectată însă distanțarea și s-a impus purtarea măștii de protecție. De altfel, masca a rămas obligatorie în aer liber în spațiile aglomerate. Cu toate aceste posibilități mult mai relaxate, mulți oameni au preferat să petreagă sărbătorile de iarnă în familie, unii din teamă, alții din lipsa posibilităților financiare. Acasă în familie cu fata, nepotul și ginele. În familie. N-am, sunt pensionar. Nu mi-am permis să merg la un restaurant. Poate în acest context v-a fost și teamă să mergeți pe undeva? Cum? Da, și din cauza asta n-am plecat, să nu fiu în colectivitate. Cum ați petrecut dumneavoastră sărbătorile de iarnă? Acasă, cu familia, cu copiii, cu familia, cu sora, cu... în familie. V-a fost teamă în acest context pandemic să ieșiți sau să mergeți undeva? Nu ne-a fost teamă, că suntem vaccinați și nu ne-a fost teamă, dar nu am ieșit pentru că ne-am simțit mai bine acasă. Unii mai bine ca acasă. Stai în familie, mănânci, bei, te pui în pat, așa în altă parte, dacă mergi, trebuie să, eu știu, nu poți să conduci, nu mai poți să, na, alte treburi. Așa acasă, e acasă și e mult mai bine. În timp ce oficialii de la București au relaxat măsurile din țară, mai multe orașe din Europa au anulat petrecerile de Revelion, pe fondul unei creșteri alarmante a numărului de noi cazuri, creștere generată de noua variantă Omicron mai contagioasă.